Bună, bine ați venit la un nou video! Astăzi voi face un haul cu haine de la second hand, dar aceasta va fi prima parte pentru că urmează să mă mai duc și să vă mai arăt și altele. Când veneam acasă, am văzut la un second hand că e 2 lei și zic haide să opresc că n-am mai fost de mult, adică de când am venit în România de data aceasta chiar nu am fost. Odată m-am dus la cel de copii, dar în rest nu am apucat să mă duc prin second hand-uri. Vreau să vi le arăt și într-un vlog, nu numai în short. Și apoi în zilele următoare când mă duc, vă mai arăt și ce am luat atunci. Și vreau să le și probez. Acesta e un plover de la OBS. El e L, dar este foarte, foarte mare, adică cel puțin așa arată. Haideți să mă schimb, să vedem cum îmi stă. Vai, e prea decoltat, trebuie să-l port cum mai eu, pentru că dacă mă plec, nu e bine. Zice că e L, dar v-am zis, e așa, ori oversize, ori așa e croiala lui, ori nu se potrivesc mărimile, nu știu ce să zic. Dar îmi place, doar că trebuie să am aici o bustieră, ca să nu mă plec din greșeală. Ah, și la spate are dungile late. Da, e drăguț, îmi place. Toate produsele au fost 2 lei. Super! Ăsta da, rămâne. Următoare. N-am avut prea mult timp să... Bine, nu descormonit, am scormonit, adică le-am luat la rând, dar n-am avut timp prea mult să stau să mă gândesc, n-am putut să le probez, pentru că jumătate de magazin era practic închis, primeau marfă nouă, că mâine intră marfa nouă și doar după amiaza asta e cu reducere și n-am putut nici să probez și atunci așa pe grabă le-am luat pe astea. Mi s-a părut interesantă bluza și oricum dacă nu-mi plăcea, la 2 lei nu era mare pierdere. Aici are o bentiță, mâneca e așa satinată, are manșeta asta care mie mi-e cam scurtă, dacă ar fi să o las în jos ar trebui să o port suflecată. Iar aici e altfel materialul, are ca o plasă, cum sunt la bluzele de sport, cu imprimeul ăsta. A, și aici e satinat și aici are bentiță argintie. E interesant, e mai ciudat și mie îmi plac lucrurile ciudate. Cu cât mă uit mai mult la ea, cu atât îmi place mai mult, da. E like și asta, rămâne, îmi place. Spuneți-mi voi în comentarii cum vi se par, care mi se potrivesc și care nu. Acesta este un plover basic. Ține super cald, aoleu, și ce moale e. Când l-am văzut în magazin, mi s-a părut că o să fie mai larg aici, dar nu este. Scurt, perfect pentru blugi înalți. El e de la Vera Moda. Dar am zis că un plover negru, nu că ar fi singurul pe care l-am, dar încă un plover negru nu mi-ar strica. Și îmi place, e moale, are etichetă. Da, eticheta e destul de nouă. E cu nylon și poliester, nu e lână naturală, dar este super moale și călduros, îmi place. Super! Pentru un plover, cum am zis, basic, e perfect. Încă o haină care rămâne în garderobă. Și un tricou de la Orsay, parcă era firma. Pe față este mătăsos, pe spate e așa gen bumbac. Eu am acum un sutien negru, nu se potrivește, dar așa ca să vi-l arăt. Îmi place desenul fashion cu femeia aceasta frumoasă și cu un parfum. E super cute de vară. Era frică să nu fie mic, dar cred că pe lângă ploverele acelea care le-am luat XXL așa, deși ele sunt el, mi s-a părut că e mic, dar nu e mic. Oh, e chiar drăguț. Ce succes am avut astăzi la second hand. Cum mi se pare? Mi-am luat acest body de dantelă. Nu știu de ce l-am luat, dar trebuie purtat cu un sacou, nu așa. Vedeți, partea de jos e mată, n-am mai prins-o acum pe dedesubt. În spate are flori și pe față are buline și pe mâneci. Am zis că e 2 lei și să fie acolo în garderobă. Nu știu când vreau să fiu așa sexy, că nu sunt obișnuită să port așa transparent. Nu știu, mi-a plăcut. Sincer, mi-a plăcut. Dar cu ceva așa un sacou, cred că ar arăta foarte bine. Ce ziceți? Îmi păstrez body-ul, se mai poartă? Dantelă, oricum moda vine. Deci dacă nu se poartă anul ăsta, peste 5 ani se poartă nu știu ce. Acum se poartă jungle, am garderoba plină de jungle. Moda e ciclică, așa că la un moment dat o să vină și trendul cu dantela și atunci eu o să am body. Și acest tricou S. Oliver, care nu este imprimat, ci este cusut, îmi place foarte mult, dar mama mea a zis că îl vrea ea și îl dau ei. Mi-a plăcut că este lucrat. Ia uitați cât de frumos arată. Și ce să vă mai zic, un tricou frumos, chiar îmi place. Și acesta a fost haul-ul de astăzi. Să vedem ce iau data viitoare. Ce nu-ți place? Mai crăcică. Ce e asta? E ciudată, a? Foarte.
Am intrat aici la un second în spate. Mama mea are un pic de treabă, 10-15 minute. Zic, eu mă duc în secondul acesta și după aia mă mai duc în unul care e aici. Ne-am dat întâlnire acolo. Și ăsta era second de 2 lei, 5 lei, 7 lei înainte. Acum văd că e mai scump. Mi-am găsit acolo o haină de blană de la C&A cu 76 de lei, dar îmi place și are glugă, ceea ce e perfect pentru iarnă și o să mi-o iau. Azi e zi de primit marfă. Oh, e închis. Am primit marfă, dar nu e deschis. Văd că aici primesc marfă, deci nu pot să intru, dar mi-am dat întâlnire cu mama mea la secondul ăsta și nu știu unde e. O să vă pun secvențe să vedeți de la secondul celălalt, niște poșete care mi-au plăcut și mai aveau chestii drăguțe. Îmi plăcea poșeta aia de blană, maro și una jungle, mai erau unele pe acolo, în fin. Da, mi s-a pus fata pe haina aia. Și mi-am luat haina, e super frumoasă, e ca cea albă pe care o am. Super, de la C&A. O să vă arăt acasă când ajung. Și închic are jeans din acestea pufoase la 65 de lei. Drăguț. Are și negru. Asta neagră nu e atât de umflată ca aia și are și mânerul un pic diferit. A, dar nu mă vedeți, că e umbră. Asta e haina pe care am cumpărat-o. E frumoasă, are glugă, are capse și e pufoasă. Îmi place. E joi și haideți din nou până la acel second. Acum e ora 4, cred că s-a dat-o ce era mai bun, nu știu, cred că pe la prânz schimbă prețul și închid la 6. Dar oricum am drum în oraș și am zis să trec și pe la second să vedem ce mai găsim. Și m-am întors acasă, acolo la 2 lei n-am mai prins, adică era deschis, dar deja strângeau hainele și nu m-am mai oprit, era și foarte mult trafic, n-aveam unde să parchez, deci trebuie să mă duc undeva pe la ora 1-2, așa, că deja la 4 și un pic strâng. Și credeți că am venit cu mâna goală? Nu! Tot am fost la niște secunduri, m-am dus la cel de copii, de unde am luat o bluză și apoi am făcut un ocol pe jos, așa, de o stradă mai mare și am intrat în câteva secunduri, nu erau cu 2 lei, erau cu prețuri normale, să zic așa, 20-30. Haideți să vă arăt repede ce am cumpărat. De la secondul pentru copii am luat această bluză cu Sonic the Hedgehog. Este originală și a fost 19 lei. Un pic cam mult pentru un second. E reversibil Sonic. Așa și copiilor le place acest personaj, așa că am zis să o iau. Și apoi am mers pe jos, așa cum vă ziceam, pe un bulevard și am ajuns la un second unde aveam multe, multe haine frumoase. Mi-a plăcut o bluză de la Marks & Spencer, era foarte moale și mai era interesant o fustă. Bine, nu îmi plăcea ca și croială și nu cred că mi-ar fi stat bine, că nu era lungă, dar îmi plăcea imprimeul cu acele femei. Și în rest au multe, multe haine drăguțe, dar eu m-am uitat la decorațiune, aveau două rafturi în spate, printre care mai erau și câteva decorațiuni, de unde am luat această ramă. Stați că deja i-am scos un picior, am tras eu de el, era așa. Și când am văzut-o mi-a plăcut pentru că eu ador lalelele, sunt florile mele preferate și pe lângă ele lăcrămioarele. Și zic cu lalele super drăguță, dar nu pentru poză. Îi voi scoate asta. Îi voi scoate toată partea asta așa, îi scot și celălalt picior și practic să fie o decorațiune de pus pe perete, fără poză. Eram temătoare că o să trebuiască să trag mai tare sau să o tai și nu vroiam să se spargă. Ei, am reușit. Aici probabil o să o chituiesc un pic, o să fac și puțin verde să acopăr. Lalele le arată foarte bine, sunt două punctulețe aici, ele sunt din vopsea cum a fost turnată. Dar cred că o să dau un pic și cu roz. Asta este practic decorațiunea. Mi-a plăcut, a fost 9 lei. Așa că atunci când mai vedeți diferite lucruri, gândiți-vă cum ați putea să le modificați ca să le faceți pentru voi personal, să vă placă foarte mult. Eu nu voiam să pun poză și m-am gândit ce aș putea să fac cu ea și mi-a venit această idee. Bine, nu e o idee genială, dar nu-mi plăceau picioarele și zic scot și picioarele, scot și partea din spate și o fac ca decorațiune de perete. Și tot la magazinul acela am văzut aceste sticle, sunt identice, borcanele așa, de condimente sau ce vrei tu să pui în ele, cu un capac cu cauciuc și sunt făcute din milk glass. Nu știu cum se traduce milk glass în română, sticlă de lapte? Probabil că așa îi zice, nu știu.
și am dat un search în Google și am văzut că sunt destul de multe pe eBay și pe Etsy, se vând în jur de 10 euro sau mai mult, am văzut și cu 18 dolari și așa mai departe. Și au fost 9 lei fiecare, pe spate scrie 19, dar nu știu ce sunt astea, coroane oare? Sunt făcute în Belgia, aici în fața are lăsat loc ca să scrie ingredientele. Este un peisaj cu cai, cu trăsură, foarte drăguț, mi-a plăcut. Și cred că o să le păstrez, să văd dacă vrea mama mea unul sigur o să-l păstrez, unul nu știu, poate încerc să-l vând. Dacă-l vând cu 10 euro, 50 de lei... Îmi scot banii pe toate cumpărăturile de astăzi, ar fi o idee. Nu știu ce o să fac, cred că le țin pe amândouă. Și tot de la același magazin am luat o eșarfă, a costat 4 lei și ceva și este cu Moș Crăciun. Sper să nu se ducă imprimeul acest auriu când o spăl. E super, super drăguță, mi-a plăcut cu Moș Crăciun. O port când se face mai frig la gât. Deci până la urmă n-am venit cu mâna goală, acestea au fost cumpărăturile. Spuneți-mi cum vi se par și acestea. Ne vedem când mă voi duce la 2 lei.